Crima Inocentă a fost prima mea experiență în film, alături de alți minunați copii, ca Felicia și ca mulți alții. A fost o experiență foarte frumoasă, dar și foarte grea. A fost niște roluri destul de complicate, pentru că sunt niște copii care sunt vânduți și puși să muncească. A fost un pic greu, dar ne-am isprăvit, cred eu. Ne-am isprăvit, desigur. Ne-am isprăvit. Și am făcut și eu parte din filmul Crima Inocentă. Îmi pare foarte, sunt foarte bucuroasă că în sfârșit l-am văzut și mi-a plăcut foarte mult și am lucrat cu o echipă minunată de profesioniști, de oameni de nota 10. Am lucrat cu actori foarte buni de la noi din Moldova și rolul meu a fost de fapt o fetiță pe nume Ana, care trăiește doar cu bunicii și bunicii o vând pentru bani și apoi sunt dusă într-un local unde lucrez alături de mai mulți copii făcând artificii. S-a întâmplat când am avut și mai multe duble, sigur, pentru că vă dați seama că prima experiență este un pic complicat și adică ne ajutau la unele scene, dar și era mai mult intuitiv, adică cum aș fi reacționat eu fiind acest copil vândut și pus să muncească, batjocorit sau chiar violat, care s-a întâmplat. Pentru mine nu a fost deloc complicat, având în vedere că sunt prezentatoare TV la un show pentru copii din Moldova, Ring Star. A fost o experiență minunată, prima mea experiență, dar sper că nu ultima, nu sper, dar sunt sigură că nu va fi ultima. Rolul meu a fost unul destul de interesant și am pătruns în el cu inima și cu sufletul și am simțit chiar fiecare trăire pe care o aveam, fiecare moment, fiecare lucru pe care îl făceam, îl simțeam chiar pe pielea mea. Un rol foarte, foarte fain.